Aveți un singur frate, Gelu Dorin Oprescu, care este cu 6 ani mai mic decât dumneavoastră și care este de profesie tot medic. Are o carieră medicală în domeniul militar, a lucrat la Direcția Generală a Penitenciarelor în cadrul Ministerului de Interne, la Direcția Generală Medicală, dar și ca director al Casei de Asigurări de Sănătate pentru Militari, împreună cu fratele dumneavoastră. Ați pus bazele unor afaceri în domeniul serviciilor medicale private. Ca senator, ați înființat o firmă în domeniul medical. Presa a scris însă că perioada de apogeu în businessul dumneavoastră a coincis cu anii în care erați primarul capitalei. În 2014, împreună cu fratele dumneavoastră, ați mai deschis 2 clinici și un spital privat, o afacere înfloritoare care a atins o cifră de afaceri de 2,2 milioane de euro încă din primul an. Urmează întrebarea. Câți bani v-au adus funcțiile în afacerile de familie? Doamne, afacerea plural nu. Mai a fost singura. Este înființarea unei clinici private unde am invitat și au răspuns foarte bine profesorii, toți profesorii pe care îi cunoaștem cu toții, care și-au făcut acolo loc pentru a consulta, le-am făcut loc. Am făcut-o în 2007 când eram senator. Am contribuit cu capital social. Am mers pe o linie, n-aș spune ascendentă, neutră, dar doctorii erau foarte bine plătiți. În anul 2012 am ieșit din... N-am luat niciodată dividende de acolo. Eram eu, fratele meu, Mircea și un prieten al nostru, Gale. Atât. Spitalul? Nu. Spitalul, firma academicii sub care funcționa academica, a făcut partea de management la spitalul. Din păcate, după arestarea mea, n-am niciun merit acolo. Acolo făcuse, inaugurase cu 2 ani înainte, era prim-ministru Boc. Și m-a invitat și pe mine, turcii, la clinica aia de acolo. Trebuia să fie o clinică de oftalmologie, a funcționat foarte puțin, mă rog, nu știu, nu cunosc de desul. Acolo nu a fost nimeni proprietar sau acționar. Acolo, firma asta a făcut managementul spitalului. Prost, bine, nu știu, dar după 2015... s-a terminat. Iar academic a fost vândut. Nu mai eram membru în Consiliul de Administrație, nu mai eram acționar, nu mai eram. M-au întrebat și la judecat. Mulțumesc, continuăm. În 2009 ați candidat pentru funcția de președinte al României ca independent. V-ați clasat pe locul 6, mult în urma celui care avea să devină președintele României, Traian Băsescu. Ați mai avut o tentativă de a candida pentru președinția României în 2014 ca independent și știu că atunci ați vorbit de un tandem politic cu Victor Ponta, premier. Ați renunțat în cele din urmă la această candidatură. Lămurim. Da, da. Au existat foarte multe schimbări pe scena politică în ultimii ani, domnule Oprescu. Ba, chiar partidul fostului premier Victor Ponta, acum la alegerile parlamentare și măcar n-a mai intrat în Parlamentul României. Mă întreb cum vedeți dumneavoastră jocul politic actual și dacă sunteți mulțumit de modul în care este condusă țara, atât de la Cotroceni, cât și din partea Guvernului României. Urmează întrebarea. Pe cine vedeți următorul președinte al României? O, greu de spus, doamnă. Greu de spus, pentru că nu există decât 2 situații. Prima situație, best scenariu, este că întotdeauna se situează de o parte și de alta protectorii, care protectorii în majoritate, protectorii însă puternici, licuricii, se așează unii de afară, unii tot de afară și dă românului senzația
îi dă senzația că nu mai contează ce votează el, cum contează. Sigur, cu cozile lor de prezente aici la asta, care și ei se polarizează, da. Greu de spus. Iar scenariul foarte bun, doamnă, este acela de a se trezi odată, sau nu cred că ăștia mai de vârsta mea să mai trezesc săraci din letargia asta a sărăcii, dar... Ține nume! Păi toți, habar n-am cine, eu știu cine se anunță, nu vedeți, ba se anunță, ar vrea și ăla. Ar vrea și ăla. Sincer, așa cu mâna pe suflet, cred că eu, dacă mă lasă ăștia în pace. Da, dacă v-am spus treaba asta, cine știe, ferească Dumnezeu. Hai, dar și mai înaintea mea, eu cred că după ce Năstase a făcut dovada unei conduceri echilibrate, eu cred că prin experiența lui, prin cultura lui, prin felul lui de a fi, eu cred că, într-adevăr, ăsta a reușit să poată să facă o figură deosebită care să ducă România asta mea. Mulțumesc, domnul Prescu. Mergem mai departe. La un moment dat ați mărturisit că, după bunica din partea tatălui, cel mai mult ați iubit-o pe mama. Vă citez acum. Am iubit-o în special pe mama. În clipele de singurătate mi se face dor de ea. O văd exact așa cum era când am deschis eu ochii. A rămas aceeași imagine, aceeași femeie veselă, care te scotea din supărări, poate că nici ea nu era super fericită. Ați spus că de la mama ați moștenit generozitatea și felul în care vorbea cu oamenii, iar în spațiul public, deși m-am străduit, apar foarte puține informații despre ea, atât de puține încât nu știu nici măcar cum o chema. Urmează întrebarea. Cum vă amintiți pe mama? Așa cum a spus. Mergem înainte? Mergem. Ați simțit tot timpul o barieră între dumneavoastră și părinții dumneavoastră, cărora nu le-ați putut face niciodată confesiuni. Ați spus așa: i-am mulțumit tatălui meu pentru că avea grijă de fimiu, mai mult decât a crezut el vreodată că pot eu să-i mulțumesc, însă doar în gând i-am mulțumit. Nu stăteam la povești cu ei, nu le povesteam viața mea, nici ei la rândul lor, niciodată el nu ne-a vorbit nouă copiilor de greutăți. Nici eu nu le-am vorbit. Știa că mă doare, știam că îl doare când spălau ăștia cu mine pe jos. Știu că pe tata nu ați putut nici măcar să-l tutuiți. Și vă citesc din nou. I-am spus întotdeauna dumneata și până a murit i-am spus sărut mâna. Ați mărturisit că și astăzi vă macină faptul că nu i-ați spus de mai multe ori cât de mult țineați la el. Vă citesc din nou. N-aveam timp să vorbesc. Eram ocupat ca un bou. Nu-l băgam în seamă. Știu că tata s-a stins din viață în noiembrie 2010, măcinat de o boală grea. Știu că v-ați ruptat mult. Ați mers cu el atunci la cei mai medici. În Germania a fost plecat pentru a fi consultat, dar, din păcate, toate eforturile au fost în zadar. Urmează întrebarea. Ce i-ați spune astăzi tatei, dacă ați mai putea? Că l-am iubit și îl iubesc. Cam asta. Eu vă mulțumesc. Și ați mai spus ceva. Părintele spune foarte bine la slujbă și m-am uitat în groapă și n-am văzut unde zace soldatul și unde zace împăratul. E singur loc unde suntem egali. Așa e. Sunt cuvintele dumneavoastră și în cariera noastră de medic-chirurg ați fost martor la lupta pe care pacienții o duc cu moartea și pe care o pierd
mulți chiar sub ochii dumneavoastră, și ați spus și acum în emisiune și de-a lungul timpului că acestea sunt de fapt momentele în care v-ați simțit umil și neputincios. Ați vorbit și de acel fenomen despre care ați făcut referire mai la începutul emisiunii, un fenomen căruia nu i-ați găsit nici până astăzi o explicație, vă citesc din nou. Cam între 4 fără un sfert și 4 dimineața, aproape cu regularitate, atunci se moare. Nici mari învățați nu au putut să explice de ce întotdeauna bolnavii se sfârșesc atunci, e ceva fantastic. Întrebat dacă ați putea să vă alegeți moartea, ați spus așa și vă citez: aș vrea să mor elegant, fără zbateri trupești, fără dureri care te scot din minți, să fie în somn și să rămâi acolo, în vis. Urmează întrebarea. Există viață după moarte? Nu știu, dar cel mai apropiat, dacă o avea să vă dau un semn, sunt eu ca vârstă. Nici nu de știu. Cum. Nu știu, dar păi mi-închipui că când devii praf de stele așa, mi-ar place să mă uit la ăștia jos și în gândul meu să spun: bă, ați avut dreptate, mă. Sunteți niște fraieri, mă, dar n-ați recunoscut niciodată. Nu toți, că dacă erau toți așa, eram... aia care, în special, generațiile astea așa, mă. Aici e o teorie întreagă și nu vă plictisesc cu el. Generațiile astea care... A venit unul și m-a întrebat: măi, de ce nu le spui, mă, astea în față, lor? Răspunsul meu a fost undeva în urmă cu ani: mi-e frică, mă, mi-e frică de răspunsul lor. Care să fie răspunsul lor, Sorine? Bă, am văzut la voi. Noi facem ce am văzut la voi. Asta e. Dar om vedea atunci. Da, într-adevăr, aia e cea mai bună dorință. Suferința, nimic nu umilește mai mult decât frigul, așteptarea, întunericul și dureri. Nu există altceva.